Era vară și erau geamurile deschise, în momentul în care se dădea gol pe stadion sau oriunde juca Steaua, inclusiv în deplasare, tot cartierul Drumul Taberei... Se auzea zumzetul ăla. Gata, da Steaua, bă! Deci n-aveai cum, știai că ești în Drumul Taberei, că altfel nu se întâmpla. Tata oricum are o super voce, îi acoperea pe toți. Erau unele care nu se dădeau la televizor. Poate Ceaușescu pleca sau un delegat undeva sau venea de undeva. Stadionul Arhipin, nu găseai bilet atunci. Și atunci geamurile, dacă îl deschideam, când urla bine la radio, ascultam la radio. Zgomot, gata, da Steaua gol. E două stații până la stadionul Steaua. Lume multă, stadionul plin, 30 de mii. 35 chiar, intrau prea culoare.